Piatră hârtie foarte fecă 1, poate că titlul nu vă spune unora prea multe, dar există un joc american cu acest nume și am văzut că îl joacă și turcii. Ratingul primului episod a fost foarte slab, însă asta nu înseamnă decât că a început foarte târziu. Când grila de difuzare este deja foarte aglomerată, și fanii își urmăresc în direct serialul preferat. Primul episod a fost bun, mult mai bun decât altele începute recent însă e foarte dur de urmărit, o poveste extrem de dramatică, însă foarte bine conturată. Au fost discuții că e prea asemănător cu varianta originală, că personajul feminin e slab, că actrița care interpretează Dita Mai Procurorul e nepotrivită. Să le discutăm pe rând. Subiectul e super, însă pentru fanele genului e o dramă cu accent de thriller, cu subiecte foarte sensibile. Acțiunea începe cu 5 ani în urmă, atunci când Umut ne este prezentat ca un tânăr deosebit de bine crescut, cu o capacitate de memorizare fantastic de bună, care o cunoaște întâmplător pe Alev, o studentă la drept. Tot atunci îl cunoaștem și pe tatăl lui Umut, care începea să dea semne de un Alzheimer precoce, dar și pe teribilul avocat Harun, care e capabil de orice ca să-și apere clienții. Sunt foarte multe personaje prezentarea lor necesită puțin atenție din partea publicului, dar cu răbdare. Pe firul acțiunii se poate ajunge cu ușurință la cunoașterea tuturor spre finalul primului episod. Ca negativ îl avem pe sociopatul Fecir, interpretat minunat de Burak Ioruc, și declanșarea acțiunii este dată de ascultarea unei fete pe rețele. Fata cărei voce îl impresionează atât de mult pe Fecir, încât o invită să cânte la petrecerea lui privată înspre dimineață cadavrul ei este găsit de tatălui umut care, în drum spre casă, s-a rătăcit și a ajuns direct în pădure. Spuneam că este o dramă dură, pentru că arestarea și închiderea tatălui lui umut este rezultatul unei serii de greșeli ale sistemului juridic, începând cu medicul care pune greșit diagnosticul. Procuroarea dornică de a primi laudele procurorului șef care închide dosarul pe baza unor evidențe fără verificare și până la polițiștii puși să încheteze cazul care preferă să-l amenințe pe amărât să recunoască fapta nesăvârșită. Umut decide să devină avocat pentru a-și apară tatăl a cărui boală a avansat atât de mult încât nu-și amintește nici de propriul fiu. Avem o scenă în care putem vedea până unde poate ajunge răutatea umană, scena în care tatăl, condamnat, este scos din tribunal cu cordon al poliției pentru a nu fi ucis cu mâinile goale de oameni care nu au altceva mai bun de făcut decât să ceară răzbunare. Această dovadă a răutății, care nu mai poate fi controlată de oameni, mi-a lăsat un gust foarte amar, și am urmărit cu greu momentul în care o mut, care își strigă tatăl. Este călcat în picioare numai pentru că este fiul unui posibil criminal. Cred că e ușor de înțeles că bărbatul nici nu ar fi trebuit judecat dacă ar fi avut diagnosticul pus corect, anumite boli permițând bolnavilor să rămână în libertate cu tratament turcii au protestat că sera nu e potrivită pentru rol feminin principal. Atâta timp cât va fi lăsat în plan secundar, eu mă voi abține de la critici. S-a protestat de asemenea că Hande nu are nici prestanța fizică, nici talentul actoricesc pentru rolul de procuror. Probabil că ne-am obișnuit prea mult cu ea în rolul de amanta inufata de la fereastră și de aceea nu se lipește de rol. Eu mă mulțumesc cu cele patru personaje masculine, Umut, Fecir, Harun și tatălui Umut, personaje foarte bine conturate. Perfect interpretate și cred că ei vor echilibra foarte bine lipsurile altor personaje. Deși ratingul a fost slab, sper din suflet să se redreseze cât de cât, este genul care îmi place, este un subiect care poate fi dezvoltat foarte amplu fără să plictisească.